Începând de astăzi, într-un mare centru comercial din municipiul Botoșani, Asociația Down Moldova a deschis un stand pentru promovarea acțiunii Martie un zâmbet de copil. Mai precis, micuții cu sindrom Down din cadrul asociației au confecționat mărțișoare și le-au pus în vânzare. Reprezentanții asociației spun că acești copii au lucrat cu iubire și vor să ofere cele mai frumoase simboluri ale primăverii. Am confecționat mărțișoare din produsele pe care ei le-au lucrat, din hârtie, din praf ceramic, din pastă Fimo, și le punem acum cu primăvara, le punem în formă de mărțișor pentru a aduce și un zâmbet. Lucrează cu diferite capsatoare și au diferite materiale pe care ei le învață și să le utilizeze. Și în același timp să facem ceva util din munca lor, cu care ei să poată ieși în public și să demonstreze capacitățile. Totodată, cu banii obținuți în urma vânzării mărțișoarelor, va fi achitat tratamentul stomatologic al copiilor cu dizabilități. Și în același timp, un zâmbet copiilor din asociație, pentru că cu banii colectați vrem să decontăm tratamentele stomatologice ale copiilor cu dizabilități. Standul cu mărțișoare va putea fi vizitat până mâine, începând cu orele 10.